Totul este flux. Heraclit. După ce filozofii milesieni susțin că cosmosul este alcătuit dintr-o singură substanță specifică, probabil apă, Pitagora afirmă că universul are o structură de bază care poate fi definită matematic, Heraclit vine și spune că totul este flux. În timp ce alți filozofi greci din vremea aceea încercau să descopere explicații științifice pentru natura fizică a cosmosului, Heraclit îl vede mai simplu ca fiind guvernat de o rațiune universală, ca un argument cosmic sau ca un fel de logos divin. Heraclit consideră logosul ca fiind o lege universală, cosmică, conform căreia toate lucrurile iau ființă și prin care toate elementele materiale ale universului sunt menținute în echilibru. Echilibrul dintre contrarii, cum ar fi ziua și noaptea, cald și rece, este ceea ce crede Heraclit că ține unitatea universului la un loc. Este ideea că totul face parte dintr-un singur proces sau dintr-o substanță universală. El afirmă, de asemenea, că este o tensiune generată în mod constant între aceste perechi de contrarii și, prin urmare, concluzionează că totul trebuie să fie într-o stare permanentă de flux și schimbare. Ziua, de exemplu, se transformă în noapte, care se schimbă din nou în zi. Heraclit oferă exemplul unui râu pentru a-și ilustra teoria. Nu poți păși niciodată în același râu de două ori. Prin aceasta, înseamnă că chiar în momentul în care pășim într-un râu, apele proaspete le vor înlocui imediat pe cele în care ai pus inițial piciorul. Cu toate acestea, râul însuși este întotdeauna descris ca un lucru fix și neschimbabil. Convingerea lui Heraclit că fiecare obiect din univers se află într-o stare de flux constant contravine oarecum gândirii filozofilor școlii mileziene, care definesc toate lucrurile neschimbătoare în chintesență. Deși se pare că Heraclit se referea mai degrabă la formă și nu la substanță. Mă întreb, dacă noi suntem într-o continuă schimbare, ce este atunci ceea ce nu se schimbă? Ce din noi reprezintă acea chintesență? La întrebarea asta, poate mă ajuți tu, printr-un comentariu mai jos, să găsesc un răspuns. Eu doar atât am avut de spus pentru astăzi, până data viitoare, îți urez numai bine!